Deci vii mă ta de la Recea, da. Ai lăsat o zi de lucru, da. Și ai venit la Chișinău să protestezi. Da, protestez și mă alături de protestul care trebuie să deschidă mai multe secții de votare în diaspora sau în Transnistria? În diaspora și pe tot loc. A, ok. Dar mă ta nu votează în diaspora și n-ai rude psihotare. Am fică. Fica psihotare și vreau să voteze. Da. Dar știți că s-a ieșit, că mult, adevărul doare, mă alătur protestului, diaspora să fie deschisă mai multe secții de votare. Stimați cetățeni, vă informez că toarșul Vladimir Voronin promite că o să ne facă fericiți. Întrebări foarte multe din partea poporului și a țăranilor. Când comuniștii aveau 71 de mandate, lor, de ce nu li s-a eliberat toți banii cetățenilor de la cărcica de economii? Dar și ai avut multe economii la bancă? Eu personal am avut după mine 29 de mii, după soție 26 de mii. Ruble? Ruble, chiar a Uniunea Sovietică. Da, dar pe versul ce ai scris? Am avut și... Și lei după aceea? Și, nu, am avut după pica mai mare 5.000 de ruble și după băiat 5.000 de ruble. Dar pe urmă de am un cupon. 29 de mii și 26 de mii. Stimați cetățeni, vă informez că sunt scriitor critic. Vă mai informez că Republica Moldova există democrație, nu există democrație. Scrisorile când sunt trimise în instanțe sunt furate. Cer cuvântul, cunosc secretul cum să luptăm cu mafia. Cer susținere de la popor. Da, eu așa cer. Bun, dar ce face pământul de la... Pământul și se face. Recea. La arenda lucrează, de am un client cel care am avut eu probleme cu dânsul. Dar referitor la Vasile Mărzâncă, că el nu ne-a dat cerealele pe 5 ani de zile. Nia nu ne-a dat cerealele. Și el e mașinic, la s-au știe tot Tărăști. E scroc. Da, tot sătenii s-au știe. Când m-am dus eu la Tărăști în 2013 ca să-mi dea cerealele, apoi au făcut cifra că eu avem 98 de ani. Dar el din 9 a făcut 2 și ne-a eliberat cereale numai de pe 28 de ari. Și mă, n-ai văzut? N-ai fost atent? Sau eu, cum s-a întâmplat? Eu am văzut, dar eu n-am vrut să fac zgomot, scandal, că am știut că degeaba acolo la dânsul în sclad am să fac. Dar ce de la Tățărești? N-aveți antreprenor în sat? Nu, în el Rece, era, el atunci el era, la Rece, el, la atunci el, era, el a luat la arendă, atunci avea la arendă peste 30 de hectare. Din ambele sate? Nu, de la Răceni. La sătenii noștri. Da, el e din Tătărăști. Da, el e din Tătărăști. Am înțeles. Și când noi, câteodată mi-aduce, mai înainte mi-aduce cereale și la Răși, aș dea mă cum, avea oamenii lui care îi împărțe. Deci, mă, ta nu lucrezi pământul, l-ai dat la arendaș și da, îți plătești rău. L-am dat la arendaș, dar cum vă spun? Asta pe noi și drept, că și sește asta ne dă la cioare. Asta e drept. Și noi recunoaștem. Da, anul ăsta nu-i sășetos. Da, anul ăsta nu-i sășetos. Da, Doamne, și un an bun și cum să și tot, să fac tot oamenești. Dar referitor cum am vorbit eu mai sus, că el, mașinicul, a schimbat din 98, a făcut 28, asta rușine lui să ieșie. Și cum un fermier de la Grebleș, da, sește, dar o dat câte 2 kg jumate la țărani, la care era pământul la dânsul, la arendă. 2 kg jumate pentru la sot, ar? Uh-huh. La sotcă, la o ar. Uh-huh. Câte 2 kg jumate. Ia că așa l-au făcut mai omnești. Noi înțelegem că suntem cu toții oameni. Uh-huh. Da, el și-a făcut, dar nu a făcut bine. Și el, pământul rășenilor, creștea sute de porci, crește. El trebuie să vină în fața rășienilor să zică, oameni buni, îi sește. Tăie vă 3 porci și, băi, n-avă câte vă 3 kg de carne, că eu am crescut porci ăștia de cotele voastre. Și anii așa au fost, încolo încoace. Dar el nică, nu a plecat capul să vină la oameni, știi? El trebuie să vină în genunchi și ai scuze. Dar cum vezi cu oamenii rabdă, tac? Da, pe mine tot m-a întrebat oamenii. Prico, dar când îi dă cerealele, Vasile Mărțâncu? Dar eu le răspundem. Când ați cereți atunci îți vădei? Voi oameni buni, dar voi aveți limbă în gură, voi. Tu ce ați vă și întrebați?
Dar alții care mai hitromani, știi, care aveau legături mai mari cu dânsul, se duceau pe ascuns la spate, prindeau cereale și erau secretni și gata. Așa se face zdeau. Le-nchide gura. Da, le-nchide gura. Hai să aflu la cât e protestul și să ne lămurim. Da, referitor ce vreau eu, cum să spun, acolo, dacă a să îngheie cuvânt, să vorbesc secretul. Eu am auzit, vrei și tu să balotezi. Eu candidez cu Partidul Verde Ecologist, da. Apoi, eu ca și, eu și părerea. Noi, dacă suntem... cunoscuți de mulți ani. De mulți ani, una că, da... Vreo 20. Din 2003. Da, adică era emisiunea aceea, sau ai prins emisiunea, scriai la emisiune, da. Între ei s-au închis în, în iunie, taman. După aceea, da, s-au închis. Eu să pot așa, că noi ca să schimbăm tactica politică, știți ce trebuie să facem? Eu vă spun. Ieșim la vot. Ieșim la vot. Asta să alegem curajos. Curajos să alegem. Cu capul. Cu capul, dar mai am o versiune. În viitor, amuia se cheltuie 125 de milioane, așa se vorbește, da? Pentru diaspora sau pentru în general pentru alegeri? În general pentru alegeri, da. Da. În viitor, ca să nu se cheltuie milioanele astea... Facem vot electronic. Facem vot electronic. Verzei de mult cer chestia asta, că economisim și hârtie, nu distrugem copaci, oamenii nu se chinuie. Vot electronic una. Intră de pe telefon, de pe computer. Noi să avem dreptul noi ca să înaintăm, de pildă, liderii. Noi să facem noi lista, poporul să facem lista. De pildă, să zicem că cu tare și cu tare e bun și merită, știi? Oamenii cunosc. Am auzit că este așa vot, cu listă deschisă, nu știu cum. Electoratul de-am s-o copt. S-o cam copt, oamenii înțeleg. Hai să-l vedem. Chestiunile. Amuian, eu și eu, că toți să iasă la vot, să boteze, să boteze. Să aleagă. Da, să aleagă, să boteze. Și care o ajunge acolo în Parlament, 101 de să deputați deputate. Să nu uite de problemele oamenilor, deloc să nu uite. Ca să nu uite, oamenii trebuie să vină cam în fiecare zi la Parlament și spună problemele oamenilor, că deputații intră în Parlament și uite să mai duc pe la țară, pe în sat, pe un oraș și să grăiască cu oameni. Și totodată trebuie dările de sami să facă, quartal, să facă dările de sami. Cum? Ei se adună la partid și raportează, dar la cetățeni nu raportează. Nu la cetățeni. Și mai este un nou, că ne-a dat, din Europa ne-a dat mulți bani, Cu întoarcere, fără întoarcere, să iei niște rezoluții, am o parlamentare când ori ajunge în... Aștia noi, da? Noi. Să iei niște rezoluții și banii care nu trebuie să întoarcem, sumele și scrise pe rezoluțiile și alea, și să păstreze în arhiva de stat documentele astea, să păstreze în arhiva de stat ca să vie vremea când nepoții noștri anii ori streacă și tot ori schimbi policienii tot ori schimbi. Da, da. Și au zis că da, păi vă dat atâta și au dat atâta și atâta și iar ori și strași șoară cetățenii și iar în sărășie nepoții trebuie să plătească, dar așa noi trebuie să știm, fim informați. Pentru asta avem guvern, inspectorat fiscal, curte de conturi. Da. Și nu muncește la noi, nu. Poliția economică trebuie să muncească. De pildă a adus motorină pe 3 luni de zile, pe un quartal. Ei trebuie să ducă și să controleze. Dacă în 3 luni de zile s-o arsă atâta motorină. Dar așa, de câte ori anul ăsta o scumpit motorina benzină. Și asta e treabă bună, asta e foarte grav, e foarte grav. Noi suntem sărași lichiți pământului și tot sunt discontit. Așa e economia de piață, nu e subvenționată motorina. Cât costă barelul de petrol? Da, barelul și... Se ieftinește. Nu, dar așa să vorbim la drept, care e gospodari, cum se vorbește. Fă sania vara și iarna remontează căruța.
și eu am în vedere că ei îți pregătesc stochează o parte rezerve, mare. Rezerve, când rezerve, nu da, când e scump. Și nu, dacă le-au cumpărat, de pildă, cu prețul și ala, hai să zicem că să zicem că se mărește puțin acolo, la niște bănuți. Dar nu cu câți bani? Da, muian cu 5 lei sau cât. Asta e bătaie de joc, fată, de oameni, oi oameni buni. Pe și planetă trăim noi. Planeta Moldova. Planeta Moldova, da. Asta e bătaie de joc. Asta nu e glumit.